Alina Oprea este alături de noi, cum spuneam, o femeie extrem de frumoasă, dar de fapt de ce îi spun eu femeie? Pentru că este o fată foarte frumoasă, pentru că are 20 de... Aproape 20 aproape. De ani. Peste cât timp? Peste 6 zile? Săptămână, da. Peste 6 zile. Fii atent, de la mine pentru tine, Iulica caută un ceva la mulți ani, o dedicație, bagă acolo pe de la YouTube. De la YouTube, dedicație special pentru Alina, te rog frumos, da? Foarte bine, așa să fie. Bun, haideți să vedem. Deci eu vreau să le spun celor de acasă că acum 2 ani de zile tu ai fost denumită cea mai tare jucătoare, nu? Din Naționala României. Din Naționala României. Deci cea mai tare jucătoare, deci la Mondialul de Juniori. Da, la Mondialul de Juniori, în calificări. Am fost la sfârșitul turneului, este desemnat cel mai bun jucător al fiecărei echipe și de la noi am fost eu. 17 ani atunci da. Aveai, nu? Da. Păi ești foarte tare. Dar cum te-ai apucat de hockey? Pentru că ești o fată atât de frumoasă, puteai să fii acum pe podiumuri de modă, cum spuneam ceva mai devreme. Nu știu, efectiv mi-a plăcut foarte mult și pe măsură ce am continuat să fac chestia asta, m-a atras din ce în ce mai tare și chiar nu mă văd trăind fără să fac chestia asta. Dar nu e dur chestia, dur sportul ăsta, hockey-ul? Te obișnuiești, adică nu știu, e ok, e ok. Dar pe care parte? Pe stânga sau pe dreapta sunt coastele fisurate? Pe stânga. Pe partea stângă, două. Da. Ce-am făcut astăzi? Am fisurat două coaste, dar mergem mai departe. Bun, dar când ai văzut prima dată un meci de hockey? Nu știu dacă aveam nici nu mi-amintesc foarte bine, asta este amuzant. Da. Adică eram la grădiniță, grădinița fix peste drum de patinoar și bunica mea m-a dus să văd un meci și chiar mi-a plăcut foarte mult și m-a atras. Și m-am dus acasă și am zis că vreau și eu la hockey. Și te-au înscris la hockey? Da, am căutat o echipă, doar că a fost destul de greu pentru că fiind fată nu mă vroia nimeni. Și până la urmă am găsit un antrenor care m-a primit în echipa lui de băieți. Foarte tare și practic așa ai început. Da, exact. Adică tu ai încevat prima dată să joci hockey și apoi ai învățat să patinezi? Nu. Știam să patinez dinainte, mergeam cu tatăl meu la patinaj public și m-a învățat el. Păi, oameni buni, ea este cea mai tare la hockey, da? E cea mai tare hockeyistă din România și foarte frumoasă și este și în anul 2 la facultate, la sport. Așa e? Da. La Facultatea de Educație Fizică și Sport, în anul 2, practic toate sporturile posibile. Foarte frumos, foarte tare. Vedem imagini, dar eu am văzut tot felul de filmări și pe internet la hockey, unde, mai la hockey masculin, unde, bă, băiatule, să și te vălesc cu oamenii, adică se mai șau la bătaie, adică da, nu e dur? Ba da, este dur, doar că noi nu avem voie să ne dăm bodycheck-uri, deși se întâmplă inevitabil, doar că ne luăm penalizare la băieți. Adică n-aveți voie cum să intrați una în alta când sunteți acolo, pe margine? La mantinele, da. Iar cu bătăile se întâmplă, adică... Da. Se mai întâmplă, nu? Da. Mamă. Da, costumul ăla te protejează? Ești protejat. Pentru că nu prea ai vânătă, e tot în regulă. Ești protejat peste tot, în afară de coaste. Tocmai și gambe. De coaste și gambe, da. Nu? În rest, nu prea ai unde să te lovești. Păi și cu cruza nu se mai dă pe la picioare așa? Hop. Ba da. Nu? Ba da, ba da. Oameni buni, așa arată Alina Oprea, îmbrăcată în hocheistă desemnată, una din frumoasele hockeyului românesc. Iar aici arată, așa arată Alina Oprea, dacă o căutați pe Instagram acum, să-i dați like pentru că merită, cum spuneam ceva mai devreme, Alina Oprea, căutați-o pe Instagram, Alina Oprea împreunat și dați-i like pentru că este una dintre cele mai frumoase. Pentru că poate mai ai și alte colege frumoase pe care nu le-am văzut și acum o să se supere și să zică, bă, Măruță, numai Alina Oprea, Alina Oprea. Așa de asta zic, una dintre cele mai frumoase hocheiste din România. Alina Oprea pe Instagram, dați-i like. Uite, deja a început să meargă treaba, uite, pac, 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 pac. Dar e adevărat că la început te antrenai cu băieții pentru că nu exista echipă de fete? Ulterior am aflat că există echipă de fete, dar da, la început eram doar eu printre băieți. Da. Și apoi când am aflat că este echipă de fete, m-am dus și la echipa de fete, dar în continuare am rămas și la echipa de băieți. Și cum se purtau băieții cu tine? Adică erau mai atenți, mai grijuliți? Normal. Dacă eram singura fată. Bun, și? Și... Te-am învățat și șmecherii? M-am mai învățat. Mă protejau mereu, nu pot să zic, nu pot să le reproșez nimic. Foarte frumos. Și să știi că cresc like-urile într-un stil alarmant. E foarte bine. Alina Oprea pe Instagram. Haideți cu like-ul, pentru că este o româncă extrem de frumoasă și, cum spuneam ceva mai devreme, este foarte talentată la hockey. Foarte bine. Cred că îmi explodează telefonul. Da, nu, văd aici, știu cum crește, e ceva... e foarte bine. Spune-mi, ce performanțe vrei să faci? Adică unde vrei să ajungi?
Momentan îmi doresc să-mi termin facultatea. Da. Din păcate, facultatea nu are specializare pe hockey pe gheață, dar îmi doresc să fac și școala de antrenori de hockey. Iar apoi o să văd. Momentan nu am un plan făcut, dar în principiu asta este ce pentru moment trebuie să-mi termin facultatea, apoi o să văd. Dar știi ce vreau să te întreb? Câte echipe de hockey feminin există în România? Momentan doar două. Două? Să sperăm că de la anul vor fi trei. Păi și cum, voi jucați între voi, doar între voi? Da. Nu pot să cred. Da. Deci două. Campionatul din câte echipe ai făcut? Din două. Azi să jucăm acasă, mâine în deplasare, fac pariu. La Miercurea Ciuc e echipa cealaltă de fete. Exact. Da. Dar, din păcate, jucăm doar la Miercurea Ciuc, pentru că domnul Țiriac nu ne lasă să jucăm aici, pentru că patinoarul nu este omologat și pentru seniori. Așa că, de două ori pe lună, plecăm la Miercurea Ciuc și jucăm acolo. Păi cum, nu vă lasă să jucați aici? Nu. Da, lasă, că după emisiunea asta, sunt sigur, o să sune și o să zic că vă rog frumos, veniți la patinoarul meu. Bun, echipa Triumf. Câte... Da, păi bune, Federația de Hockey n-ar trebui să vă ajute? Ar trebui, dar... Da, mai greu cu resursele. Cu... Mai greu cu resursele. Da, știi, ce, câți membri are o echipă de hockey? Jucători? În principiu sunt 4 linii, adică 20 de jucători și 2 portari. Și pe teren? Și pe teren sunt 5 jucători și un portar. Și portar, de fapt. Am înțeles, foarte frumos. Da. Să știi că ești foarte frumoasă, ești foarte talentată și sper că atunci când mulțumesc tu termini tu facultatea să fie mult mai multe echipe de hockey și să devină sportul ăsta cât mai cunoscut în România. Dar poți să te transferi la o echipă în străinătate? Pot. Dacă trebuie să caut, să dau probe, să mă primească, dar deocamdată... Deocamdată rămâi o pumă aici, la Triumf București, da? Da. Așa arată sigla echipei de hockey, unde este Alina Oprea, da? Membră, șefă... Am zis bine? Bun, Alina Oprea. Alina, pentru că astăzi este, pentru că toată săptămâna este o săptămână dedicată femeilor și pentru că noi suntem foarte eleganți, ai observat aici la emisiune, da? Șef Cătălin este prietenul meu, să știi că a venit cu altă prăjitură. Mai devreme am avut la interpreta, prietena noastră din Maramu, ceva japonez. Acum, Cătălin, haide să vedem ce ne-ai adus. Mănânci dulce? O să-ți placă. Punem ceva, te rog frumos. Dar uite-te în ochii mei, cum îl cheamă pe ursuleț? Pe ursuleț? Da. Timi. Timi? Da. De la cine l-ai primit? De la iubitul meu. Aena! Are iubit! Ciucă! Du-te liniștit, tată! Ia-o înainte! Are iubit! E. Să dezvoltăm puțin treaba. Și el e cu hockey-ul? Nu, din păcate nu. Din păcate? Dar cu? A fost cu fotbalul o perioadă, acum este cu facultatea, pentru că este ultimul an și trebuie să se concentreze să termine chestia. Perfect. Cătălin, haide, tată, cu prăjitura aia! Dumnezeu, sănătate! Bună! Ai văzut că la nunta intra, la mulți ani! Să știi că nu, dacă știam mai devreme că e ziua ta, ți-aduceam un dita mai tortul. Crede-mă! Vorbeam cu șef, putea să-ți aducă dita mai tortul. Dar, pentru că este ziua ta, crede-mă că am un buchet de flori. Mulțumesc mult de tot! Pentru că peste 6 zile este ziua ta de naștere. Mulțumesc. Și zambile și în flori. Mulțumesc! Și avem un mărțișor dulce. Un mărțișor dulce. Te rog frumos, ai dă-mi și cu lingurița, mulțumesc. Te rog. Mulțumesc. Și un șervețel. Tot japonez, șef? Tot japonez. Mulțumesc. Că am luat-o astăzi numai cu Japonia. Bun, te rog frumos și ce așa, hai să vedem. Avem un fel de cheesecake japonez, dar mai mult e o prăjitură de ou. Sper că e ceva ok, pentru că ai aflat că e sportivă, hockey. Da, da, da. Știi cum ne zboară pucul ăla? Știu. Deci ce ai adus aici? Un fel de cheesecake, tot din Japonia, dar duce mai mult spre o prăjitură de ou, o combinație între cheesecake cu un fel de... un ou închegat, e mai greu de spus în română, și un mus de ceai verde. Și cum se numește asta? Îl numim cum vrei, la măruță. N-are pentru nume? Că sunt mai multe combinații. Serios, dar n-are multe, nume, nu? N-are nume. Și dacă mai venim cu Hanami Dango... Cu ce? Cu Hanami Dango, cum a fost primul, sigur. Atunci asta e Hanami Dango 2. 2. Se întoarce, răzbunarea lui Hanami Dango ăsta. Foarte bine. Alina, te rugăm frumos să încerci. Nu, nu mănânci dulce? Ba da. Este un mărțișor adus de Cătălin... din Japonia. Da, e foarte bun. E foarte bun.
Vrei să-i dăm numele la prăjitură, numele tău? Serios, ai nume cu prăjitură, ai prăjitură cu numele tău. Fii atentă. Șef, okay. Cum se-mi zice Alina, Alina. Oprea în japoneză? Nu mai știu. Dar fii, cum se zice frumoasă în japoneză? Hoja! 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 Perfect. Alina, să-ți dea Dumnezeu sănătate, chiar te rog frumos să mănânci. Mănânc, și să știi mănânc. Că te mai așteptăm pe la noi, pe la emisiune. Vin, pentru toți cei care vor să meargă la hockey. Ciucă, vezi când merg trenurile spre Miercurea Ciuc. Că ai aflat, la București nu joacă, dar la Miercurea Ciuc. Deci când e următorul meci? Chiar în weekendul acesta. Ia uzi, weekendul ăsta, dacă nu știai ce faci, Miercurea Ciuc. La ce oră? Nu știu încă, nu s-a vizit programul, dar... Poți să pleci de vineri, dacă e meciul. Sâmbătă și duminică, sunt două. Două? Pe cum? Jucați tur-retur? Da, adică exact. Sâmbătă pe o parte a terenului, duminică pe cealaltă parte, da? Da. Perfect, să ai multă baftă și eu cred că vei face multă performanță și vei fi cea mai tare din lume. Mulțumesc. Apropo, cine e cea mai tare hocheistă din lume acum? Sincer, nu se pune accent foarte mult pe fete. Nu, a? Tocmai de asta vom schimba regulile. De astăzi, la hockey, vom pune accent doar pe fete. Să fie clar. Dar ocar știm una dintre cele mai frumoase din lume. Mulțumesc. Ea este Alina Oprea, oameni buni, o fată extraordinară. Ați aflat, joacă hockey la Triumfă București. Iar weekendul acesta are meci la Miercurea Ciuc. Haide, fetele! Șef, e foarte bun chestia asta. Mulțumesc. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc. Ai câștigat două bilete la meciul de hockey. Mergem, sâmbătă. Mergem, sâmbătă, da. De dimineață.